Fiți atenți că asta e continuarea la vlogul trecut cu bătrânul care mi-a dat cadou alea trei brățări din aur. Dar auziți, ce urmează acum o să vă șocheze. Ascultați-mă ce vă spun. Bineînțeles că în primul rând vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Auziți aici, băi, mă sună o rusoaică. Dar să vă spun care era treaba cu rusoaica asta. Bă, asta de câte ori făcea rost de bani, mă suna și cumpăra aur de la mine. Dar fiți atenți să vedeți ce s-a întâmplat acum. Zice, Adrian, ai ceva aur la vânzare? Zic, am. Am un colier și o pereche de cercei. Zice, a, bun. Zice, când pot să vii să vă șop piesele? Zic, și acum. Dacă vrei, și acum pot să vin. Zice, bine, Adrian, uite-ți, las locația și te aștept. Păi zic, nu mai stai acolo, unde știam eu? Zice, a, nu, Adrian, m-am mutat de acolo, zice. Nu mai stau acolo, dar-ți las locația acum. Bine, zic. Păi când m-a sunat rusoaica asta, eu eram în mașină cu arătare. Băi, ce fac, mă? Băi, mă duc acasă și iau piesele. Iau colierul și cercei. Le bag în geantă, mi-au la mine tot ce trebuie. Băi, fraților, băi, și ne urcăm în mașină și plecăm la locație. Băi, ia uite, colierul și cerceii nu erau set. Nu se asortau. Zic, bă, dacă vrea să le cumpere așa, bine, dacă nu, iar bine. Băi, ajung la locație. Băi, când am ajuns la locație, ia uite, un bloc de bancă, acolo în Malaga. Băi, zic, ia uite, o mâncață, zic, eu știam că asta stătea la casă, la curte. Ținea un spaniol, acum în apartament de bancă. În fine, am ajuns la locație, bag mașina în parcare și o sun pe asta, pe rusoaică. Zic, uite, am ajuns la locație, sunt în fața blocului, deschide ușa. Zice, Adrian, împinge în ușa, zice că e deschisă. Am împins în ușă, zice, urcă la etajul 1. Și am urcat la etajul 1. Băi, fraților, vă intru în apartament cu arătare. Zice, Adrian, luați loc la masă. Auziți aici. Zice, luați loc la masă. Băi, mă așez cu arătare acolo la masă. Scot din geantă colierul și cercei, le pun pe masă. Zic, nu sunt set. Dacă vrei să le cumperi așa, zic, bine, dacă nu, iar bine. Cum vrei tu. Băi, ia colierul de acolo după masă, ia uite, să uită la el. Da, zice, îmi place, e frumos, vai, și cercei, știi? Sunt frumoși. Băi, nu ținea cont de piese. V-am spus, ea și investea banii în aur. Bă, era proastă rusoaica. Zice, vai, ce colier frumos, dacă și cercei îmi plac foarte frumoși. La ce preț, Adrian? Zic, 40 de euro. Bun, zice, bun, preț bun. Băi, la bijuterie erau mult mai scumpe, că v-am spus că în Spania nu se vinde aurul la gram, la model. Dar dacă faci calculul câte grame are și alea, era mult mai scump aurul la bijuterie. Zice, bun, le cumpăr. Bine, zic, hai să ți le probești, să ți le cântăresc. Zice, nu, nu, Adrian, zice, nu le mai proba. Lasă că, zice, nu mă păcălești tu pe mine, ne cunoaștem de atâta timp, zice, nu le mai proba, cântărește-le. Bine, zic, bă, le pun pe cântar, le cântăresc, facem calculul, atâta trebuie să-mi dai. Bun, băi, scoate rusoaica banii și îmi dă banii. Și auzi ce-mi spune rusoaica. Zice, Adrian, eu vreau să mai cumpăr. Brățări ai? Dacă ai brățări, zice, adun. Adun brățării, inele, lănțișoare, zice, dacă mai ai, eu mai cumpăr. Păi zic, acum nu am. Dar acum îmi pică ceva, zic, te sun. Zice, bine, Adrian. Băi, fraților, băi, mă ridic de acolo, de la masă,
cu arătare, băi, și plecăm. Am ieșit de la ea din apartament, băi, și am plecat. Băi, ia uite, după vreo 2-3 săptămâni, se întâmplă să îmi dea moșola alea 3 brățări din aur cadou. Am spus că una dintre ele am dat-o la rusoaică, Luana, și două le-am oprit eu. Păi după ce am luat brățările alea de la bătrân, o sun pe asta, pe rusoaica asta. Zic, uite, am două brățări din aur. Te interesează? Zice, Adrian, hai ca să spun. Zice, eu mă cam feresc de ăsta cu care sunt acum. Te sun eu, zice. Te sun eu într-o jumătate de oră, o oră, te sun și stabilim. Bine, zic. Băi, fraților, băi, mă sună rusoaica, bă, după vreo jumătate de oră. Zice, Adrian, poți să vii diseară? După ora 9. Că el pleacă, zice, de acasă, vin o diseară după ora 9. Bine, zic. Băi, fraților, băi, să face ora, era 9, 9 și ceva. Ia uite, bă, bă, iau pe arătare, ne urcăm în mașină, am luat la mine brățările și mă duc la rusoaică. Băi, când am ajuns la locație, acolo în fața blocului, v-am spus, era 9 jumate, oricum 9 și ceva, 10 fără ceva. Băi, o sun, zic că sunt la locație. Auzi, rusoaica. Adrian, zice, bine, hai, urcă. Așa, știi, cu o jumătate de gură. Băi, mi-au la mine aurul, auzi, urc cu arătare la apartament. Băi, ne deschide asta ușa, ia uite, când mi-a deschis ușa, îmi face semn cu ochiul și cu mâna, așa, știi? Adică că era ăla acolo, cu care era ea. Un albanez, că să vedeți imediat ce s-a întâmplat cu albanezul ăsta. Păi intrăm în apartament, zice, Adrian, luați loc la masă. Păi uite, când mă uit în living, nu era nimeni. Eu de la ușa de la intrare, ea avea un hol, era ușa la intrare, era un hol lung și în capătul holului living-ul. Și până la hol, până la living, erau niște uși. Ia uite, eu trăgeam cu ochiul, știi, să văd dacă văd pe cineva în casă. Era o ușă acolo deschisă, m-am uitat, bă, nu era nimeni. În fine, ajung în living, mă uit, nimeni nici în living. Trag scaunul, mă pun la masă. Iar tot îmi făcea semn, știi, că e la acasă. În fine, scot aurul, pun pe masă. Alea două brățări. Am scos, le-am pus pe masă, mi-am scos și piatra, lichidul, cântarul, pac, pe masă. Zic că astea sunt piesele. Vai, zice, ce frumoase sunt, vai, băi, foarte frumoase. Deci niște brățări foarte frumoase, mă. Vai, ce frumoase sunt, ia știi, le-a luat, le-a pus la mână, s-a dus acolo la oglindă, s-a probat. Zice, Adrian, tot 40 de euro? Zic, da, normal, zic, tot 40 de euro. Da, sunt frumoase. Ia uite, băia, cu brățările la mână, să uita acolo în oglindă, știi, în living. Să proba fata cu ele. Băi, hop, iese de acolo, dintr-un dormitor, ăsta, albanezul ăsta. Ia uite, bă, iese el din dormitor, uite așa în figuri, mergea acolo pe hol, ia un scaun de acolo, trage aici așa lângă mine, pac, pune scaunul la un metru așa de mine, masa aici, arătare acolo. Zice, ai aur de vânzare? Zic, da. Aha. Și-o întreabă pe aia, zice, iubire, îți place? Rusoaica zice, da, foarte frumoase, zice, îmi plac piesele astea, zice, sunt două brățări, ia, știi?
Amigo, spune el mie, cu cât dai gramul? Zic, cu 40 de euro. Zice, cum? Cum 40 de euro? Băi, l-a auzit acolo din dormitor prețul, când m-a întrebat rusoaica, știi, și i-am spus eu, da, tot 40 de euro, el a auzit. Dar fiți atenți aici cu ce ștou a venit el. Zice, cum 40 de euro? Da, zic, 40 de euro, așa cum ai auzit. Tu, zice, l-ai luat de unde l-ai luat, l-ai furat de unde l-ai furat? Și ai venit aici, zice, să o păcălești pe nevastă mea? A? Să-i dai aur pe 40 de euro? Ia dă-mi cu acea iubire, îi spune lui, ia dă-mi cu acea iubire brățările. Zice, mi amor, nu știu ce, lui acolo, stai liniștit, lasă că le cumpăr eu, nu trebuie să-mi dai tu niciun ban, știi, ea îi spunea lui. Bă, ia uite eu că l-am văzut cu tupeu de la pe el, zic, lasă-l mă, să vedem unde vrea el să ajungă. Arătare să uita și la mine și la el, știi? Băi, fraților, băi, ia uite, îl las. Băi, fata, ce face rusoaica? Dă jos brățările de la mână și le pune pe masă. Nu i le-a dat lui. Le-a pus pe masă. Băi, îl întinde mâna de acolo după scaun, ia brățările după masă. Băi, ia uite, l-am lăsat. Nu că să-l prind de mână, să d-alea, să mă panichez, să-mi fie frică. Ce putea, bă, să facă să le înghită, că și așa le luam de la el. L-am lăsat. Ia el repede brățările după masă, trage repede mâna, știi? Bă, brățările astea, zice, cer tu 40 de euro pe gram. Ce sunt astea? De unde 40 de euro? Zice, vrei să le arunc acum pe geam? Băi, să ridică de acolo după scaun sau ce la geam? Zic, băi, prietene, băi, în contul ei. Deci în contul la rusoaică am fost așa calm cu el. Zic, băi, prietene, și i-am vorbit așa frumos. Pune-mi înapoi, zic, brățările aici pe masă și dacă nu-ți convine prețul, auzi, nu le cumperi. Le cumperi tu, zic, le plătești tu din banii tăi? Nu contează, zice, e nevastă mea. Bun, mă, am înțeles. Deci dacă nu vă convine prețul, nu le cumpărați. Zic, pune-le înapoi aici pe masă, de unde le-ai luat. El țipa, mă, el țipa nervos acolo, ce? Că vrei să le arunc acum? Fii atent, zice, dacă nu le dai pe 25 de euro gramul, le arunc. Le arunc, zice, jur, zice el acolo, să jura el. Dacă nu le dai pe 25 de euro gramul, le arunc. Auzi, bă, pe 25 de euro gramul vroia el. Băi, prietene, zic. Băi, eu în continuare îi vorbeam frumos. Băi, prietene, zic. Pune înapoi brățările alea aici pe masă, zic. Dacă vreți să le cumpărați bine, dacă nu, iar bine. Le iau, zic, și mă duc la treaba mea. Dacă nu vreți să le luați pe 40 de euro. Bă, el în continuare, băi, că le aruncă, că le aruncă, să le dau pe 25 de euro gramul. Zic, băi, fii atent aici ce spun. Dacă nu pui înapoi pe masă brățările, mă ridic de aici după scaun. Zice, și? Dacă te ridici de acolo, ce se întâmplă? Bă, zic, nu o să-ți pară bine. Dacă mă ridic de aici după scaun, zic, mai bine, pune înapoi brățările. Ce, mă ameninți? Bă, zic, ia-o cum vrei. Atât îți spun. Dacă nu pui înapoi brățările pe masă, zic, mă ridic. Zice, fii atent aici. Ia-ți brățările și pleacă de aici, zice el. Păi și vine și aruncă brățările pe masă, știi? Să duce acolo în dormitor. A luat brățările după masă, le bag în geantă. Ia uite, vă, rusoaica stătea acolo pe scaun, s-a uitat la mine și tătea așa de-n cap, știi? Că îi pare rău. Zic, stai liniștită, zic, nu-i nicio problemă, zic, stai liniștită, eu îi făceam semne, știi? Bă, iau brățările, le bag în geantă, fac semnul arătare, băi, fraților, ne ridicăm de acolo după scaun și plecăm, mă. Ieșim din apartament. Băi, coborâm de la asta din apartament, ne urcăm în mașină. Arătare, zice, mamă, bosule, zice, să moară familia mea, dar nu mi-a fost frică. Că dacă nu pune brățările înapoi, te ridicai la el, zice.
Ăla e nebun la cap, zice. Ăla nu-și dă seama, zice. Cum să facă el așa ceva, să te oblige, zice, să-i le dai pe 25 de euro? Dacă vroia, zice, să le ia, le lua, dacă nu, nu. Dar cum, adică obligat, forțat, să dai pe 25 de euro gramul? Zice, ăla nu-i sănătos la cap. Aolo, zice, dar și-a luat asta pe bărbat, a? L-a lăsat pe spaniolul ăla, zice, care avea tot ce-i trebuia și trăia bine cu ăla, zice, și l-a luat pe ăsta, zice, a? Bă, gherțoiul ăsta. Lasă-mă în pace, zic. Hai la treaba noastră. Băi, fraților, băi, mă duc. Duc acasă brățările. Și auziți, mă, băi, următoarea zi, ieșim în față la Cas Converte, magazinul de mâna a doua, de acolo din Malaga. Băi, nu știu, după vreo oră, o oră jumate, băi, mâncavaș. Băi, cum stăteam noi acolo în față la Cas Converte, arătarea era la vreo 10-15 metri distanță așa de mine. Băi, văd că oprește o mașină lângă mine, așa, bang, se dau jos doi băieți din mașina aia, vine unul în stânga, unul în dreapta, mai așa de braț și zice să nu faci nicio mișcare greșită și să nu opui forță. Suntem de la poliție, zice. Poliția civilă. Na, mâncați, zic. Băi, ia uite arătare, când a văzut, s-a tirat. Și a dat seama că e de la gardă. Cum a văzut, s-a tirat, bang, și marocanii, tovarășii mei, au fugit, bă. Păi, ia uite, n-am avut încotro. Ce să mai fug? Au pus aia mâna pe mine. Până la urmă, n-aveam nimic la mine. N-aveam aur, n-aveam nimic la mine. Zic, bă, n-au ce să-mi facă. Băi, mă țineau așa de braț. Cum mă țineau așa de braț? Pa, mașinile de poliție. Mâinile la spate, m-a pus cu fața așa la perete. Percheziție. Ce ai la tine? Dom'le, zic, n-am nimic. Ce vă interesează? Zic, ca să știu. Aur, ai la tine aur? N-am, dom'le, aur. Băi, percheziție. Fața la perete, m-au percheziționat. Bă, n-au găsit nimic, v-am spus. N-aveam nimic la mine. Dom'le, zic, dar ce s-a întâmplat? Spuneți-mi și mie, de unde până unde, zic, să mă luați direct pe mine, zic. Ce s-a întâmplat? Zice, hai, hai, nu pune întrebări că o să afli la secție. Bine, zic, băi, mi-au pus cătușele la mâini, m-au urcat în mașină, băi, fraților, și m-au dus la secție, bă. Secția de poliție. Bag acolo într-o cameră, vine un polițai. Zice, hai ca să spun despre ce este vorba. Așează el acolo la masă. Adrian zice, noi ne cunoaștem. Știu cu ce te ocupi, dar există o denunție, zice, împotriva ta, o plângere. Există o plângere împotriva ta că ai avea la tine aur furat. Unde ții aurul? Dom'le, zic, stați așa puțin, zic, ca să înțeleg. Mi-a făcut cineva, zic, denunție, plângere, că dețin eu la mine aur furat? Zice, exact. Păi, zic, colegii dumneavoastră m-au percheziționat, zic. Când m-au luat de acolo din față de la Cas Converte, m-au percheziționat și n-au găsit la mine nimic. Unde pot eu să țin aurul, zic, dacă n-au găsit la mine? Zice, eu te întreb, e datoria mea să te întreb, ai aur ceva la tine? Dom'le, nu am. La mașină ai? Zic, dom'le, nu am, zic, nu m-a luat de la mașină, zic, m-a luat după stradă. Ce întrebare e asta? Deci nu ai aur, nu? Nu am. Zice, bine, te-au percheziționat și colegii, zice, și n-au găsit. Dar, lasă, lasă, zice, că o să găsim noi. Auzi, bă? Bun, zice. Ești liber. Păi vine unul, îmi deschide cătușele. Zice, ești liber. Dar bine, mă, că n-avea de ce să mă rețină, că nu găsise nimic la mine. Păi mă ridic de acolo după scaun și plec. Am ieșit de acolo în secția de poliție. Păi mă duc acasă. Păi, fraților,
Păi bineînțeles că ia uite, stăteam și mă gândeam. Păi cine să-mi facă manevră? Cine să-mi facă mie denunție că dețin eu aur furat? Bineînțeles că m-am gândit și la albanezul ăla. Era cu rusoaica. În fine, zic, păi mă sună arătare. Osule, ce ai făcut? Băi, arătare, zic, vezi că diseară la 9-9 și ceva te sun. Cobor în fața blocului, trec să te iau și mergem prin parc. Parcul din Malaga, de acolo, știi? Unde ne strângeam noi. Bine, bosule, zice. Băi, să face ora, 9 și ceva, îl sun pe arătare. Cobor arătare în fața blocului, îl iau mașina. Băi, ne ducem în parc. Băi, acolo în parc era Mohamed, tovarășul meu, doi marocani, tovarăși de-ai lui, bine că erau și albanezi, bulgari, erau mai mulți băieți acolo. Păi au te ajung acolo în parc, îmi face semn Mohamed. Ne dăm așa într-o parte, eu cu o arătare, Mohamed și aia doi marocani. Zice Mohamed, Adrian, ce s-a întâmplat? Zice, să vină garda direct la tine, să te ia, zice, sigur, 100%, cineva ți-a făcut manevră, ți-a făcut plângere. Da, vă zic, mi-a făcut plângere, zic, dar auzi ce plângere mi-a făcut? Că dețin aur furat. Zice, nu se poate așa ceva. Zice, ăsta e bolnav la cap, zice, care a făcut treaba asta. Zice, ăsta e nebun. Cum să-ți facă el denunție, zice, că deții tu aur furat la tine? Ăsta e nebun la cap, zice. Dar bănui pe cineva? Zic, păi bănui eu pe cineva. Pe cine, zice? Pe cineva din față de acolo, de la Casconverte? Nu, bă, zic. Băi, și spun la marocan treaba cu rusoaica, știi, și cu albanezul ăsta. I-am povestit și lui. A, zice, mai mult ca sigur, zice, albanezul ăla e, zice. Ăla e mai mult ca sigur. În fine, băi, fraților, băi, am mai stat acolo în parc. Băi, fiți atenți aici să vedeți și voi ce s-a întâmplat, mă. Băi, am mai stat acolo în parc și am plecat acasă. Băi, următoarea zi, ne facem prezența în fața acolo la Casconverte. La treaba noastră, mă. Să ne facem treaba pe acolo. Să cumpărăm. Păi cum am ajuns acolo? Să zic, a trecut o oră și ceva. Băi, mâncavaș. Băi, direct lângă mine, doi civili. Băi, lângă arătare. Și auziți, mă ia și pe mine. Și pe arătare. Și pe aia doi marocani. Tovarășii lui Mohamed. Băi, fraților, au venit mașinile de poliție, bam, băi, ne-a luat, mă. N-a mâncat, să zic. Băi, când mă uit, iau, te văd că l-a luat și pe arătare și pe aia doi marocani. Bineînțeles, când au văzut marocani, au fugit. Băi, l-am știut, dar era pe acolo, prin față, pe la Casconvert. Au fugit, mă. Băi, ne-au luat ăștia, mă. Pac, mașinile de poliție, ne-a făcut percheziție. Băi, ne bag în mașina de poliție. Pe mine într-o mașină, pe arătare într-o mașină și pe marocanie, știi? Băi, ne duce la secție. N-am mâncat, să zic. Ce s-a întâmplat iară? Bagă pe mine într-o cameră acolo și pe arătare, pe marocani, în altă cameră. Adrian, zice, tot ăla, tot polițaiul ăla. Zice, iar avem plângere împotriva ta. Că deții aur furat. Zice, ce se întâmplă, zice, e ceva la mijloc. Tu ai aur furat, zice, dar unde îl ții? Domnule, zic, ăsta e vreun nebun. Ascultați-mă ce vă spun, zic, ăsta e vreun nebun de să ține de capul meu și face într-una plângeri de-astea aiurea, zic. N-aveți ce să-i face, zic, că face plângeri de-astea aiurea. Nu m-ați percheziționat? Unde să țin eu aurul, zic? Nu vedeți că n-am niciun aur, n-am nimic la mine? Ăsta e nebun! Aiurea, așa, zic, face plângeri. Zice, așa zici tu? Zic, eu vă spun 100%. Am aur la mine, zic.
Ați găsit ceva aur la mine? Spuneți și mie, zic, poate nu știu. Am avut eu ceva aur sau ăsta a avut aur la el? Zice, nu, n-am găsit nici la tine, zice, nici la el. Zice, da. Păi, hai că tu știi legea, zice. N-am cum să te rețin. Nici pe tine, zice, nici pe tovarășul tău. Ei știau că arătare-i tovarășul meu. Ați înțeles? Zice, n-am cum să vă rețin. Bun, zice, sunteți liberi. Auziți, mă. Și auziți. Bă, ne desfac ăștia cătușele la mâini. Zice, sunteți liberi. Păi n-aveau de ce să ne rețină din moment ce n-au găsit nimic la noi. Zice, sunteți liberi. Și auziți, băi, fraților. Bă, ies cu arătare. De acolo, din camera aia. Băi, cum mergeam noi așa pe hol să ieșim din secția de poliție, hop, iese unul dintre marocani. Băi, ieșim de acolo din secția de poliție și auziți ce spune marocanul. Zice, Adrian, l-a reținut pe tovarășul meu. Bă, zic, tu ești nebun la cap, zic, de ce l-a reținut? Zice, înainte să ne ia garda, a cumpărat niște aur de la unul. Și când ne-a luat garda, zice, a găsit aurul la el. Băi, ca să vedeți și voi ce ghinion a avut. Bun. Băi, când am ieșit de acolo de la poliție, ne-am dus direct acasă. Ce, babă, nu m-am mai dus în față la Casconverte, nicăieri. Nu mai aveam niciun chef. Băi, m-am dus direct acasă. Băi, fraților. Băi, când ne-a arestat pe noi, era într-o vineri. Fiți atenți aici. L-a ținut pe marocan, arestat, vineri, sâmbătă și duminică. Bă, abia luni l-a prezentat la judecată. Așa e legea acolo în Spania. Băi, fiți atenți aici. Bă, după ce am ajuns acasă, următoarea zi, sâmbătă, cine mă sună, mă? Rusoaica, mă. Zice, Adrian, mai ai brățările alea la vânzare? Băi, când am auzit că-i Rusoaica, m-a luat cap. Zic, n-am mâncat, zic, ce cu asta? Zice, mai ai brățările alea la vânzare? Zic, nu le mai vând. Adrian zice, fii atent aici. M-am despărțit, zice, de jigodia aia. Nu mai, zice, gata. Am văzut ce fel de om e, zice, m-am convins de el, m-am despărțit de el. M-am mutat, zice, nu mai stau nici acolo. Zice, gata, am terminat cu el. Te rog eu frumos, zice, Adrian, dacă mai ai brățările alea la vânzare, zice, eu ți le cumpăr. Zic, nu le mai vând. Din auzi, zic, că nu le mai vând. Zice, bine, Adrian, cum vrei tu, dar fii atent, zice. Vreau să vorbesc ceva cu tine. Zic, cu mine? Zice, da. Uite-ți las locația, zice, unde m-am mutat acum și dacă poți, vino până la mine acasă. Auzi, bă, Rusoaica, bă, că vrea să vorbească ceva cu mine. Păi, zic, ce-a făcut omul asta? Păi, sunt pe arătare, mă, că îl iau și pe arătare, bă, și ne ducem la Rusoaica, acasă. I-a lăsat locația, ajung la ea acasă, băi, la locație. Ia uite, bă, acum s-a mutat și ea într-un apartament, aproape acolo de centru, nu mai era apartament de bancă. Intru la ea în apartament, cu arătare. Zice, luați loc, Adrian. Zice, bun. Auzi, Rusoaica. Zice, bun, am înțeles că nu vrei să mai vinzi brățările, nicio problemă. Dar dacă îți mai pică ceva aur, zice, și ai aur, te rog eu frumos, zice, sună-mă. Sună-mă că am terminat, zice, cu jigodia aia, gata. De acum încolo, zice Adrian, eu o să cumpăr în continuare aur de la tine, cum am cumpărat și până acum. Zice, dar vreau să-ți spun ceva. Și ține-te bine, zice, că o să te cutremure. Da? Zic, te ascult.
Și au zis, băi, fraților, ce îmi spune rusoaica? Zice, Adrian, știi cine ți-a făcut denunție la poliție? De te-a luat poliția? Zic, bănuiesc. Da, Adrian, zice, el, eu îți garantez, zice, 100% că el a fost. Zice, îți spun eu că știu sigur. El ți-a făcut denunție și vezi, zice, că se ține în continuare de capul tău. Deci ascultă-mă ce spun, că ăsta se ține de capul tău. A zis că nu se lasă până nu te bagă la pușcărie. Fii foarte atent, zice, ce faci, că ăsta se ține de capul tău. Bun, zic, bine că mi-ai spus. Băi, fraților, băi, și plec, mă, de la rusoaică. Păi vine ziua de luni, când se eliberează marocanul. Băi, mă sună Mohamed, tovarășul meu. Zice, Adrian, vino până la mine acasă. Bun, zic, hai că vin acum. Băi, eram cu arătare în mașină. Băi, ne ducem la Mohamed acasă. Băi, când am ajuns la el acasă, ăia doi marocani au fost și ei arestați cu noi la Mohamed în casă, băi. Băi, când ajung acolo, auzi ce spune Mohamed. Zice, Adrian, hai că astăzi, zice, s-a eliberat ăsta. Dar fii atent aici, zice. Îți dai seama, zice, că și-a pus avocat. A venit avocatul lui, zice, și l-a reprezentat acolo în instanță. Și ce crezi? Avocatul lui a aflat cine e ăla de v-a depus vouă denunție. Zice, uite, ăsta e. Și avea scris pe o foaie. Zice, uite, ăsta e. Zice, nume de albanez. Zice, cred că e albanezul ăla care ai spus tu. Zice, spune-mi și mie cum dăm de albanezul ăsta. Unde îl găsim? Băi, Mohamed, zic, fii atent aici, că m-a sunat rusoaica, m-a chemat la ea acasă, zic că asta s-a despărțit de el, nu mai e cu el. Și mi-a spus că ăsta ne-a depus plângere. Ăsta, zic, mi-a depus mie plângere că dețin aur furat. Și auzi ce i-a spus la rusoaică? Că nu se lasă până nu mă bagă la pușcărie. Deci ăsta nu se lasă de capul meu, zic. Bun, Adrian, tu știi unde îl găsim pe ăsta? Zice Mohamed. Păi zic, unde a stat rusoaica? Zic că rusoaica s-a mutat acolo. Unde a stat rusoaica? Acum, zic, nu știu sigur dacă el mai stă acolo sau dacă s-a mutat și el. Hai să o sun pe rusoaică și o întreb. Zice, sun. Păi și o sun pe rusoaică. Zic, mai stă gherțoiul acolo? Zice, nu, Adrian, s-a mutat, zice, nu mai stă acolo. Bine, zic. Auzi, marocanul, Adrian, lasă că dăm de el. Dacă îl vezi pe undeva, zice, să mă anunți. Să mă anunți, zice, că mă ocup eu de el. Bine, mă. Băi, fraților, băi, plec din casă de acolo, de la marocan. Băi, după câteva zile, vine zi de târg. Auzi, ne vorbim cu toții să mergem la târg. Eu, arătare, tovarășul meu Mohamed și ăia doi marocani. Băi, mergem la târg, mă. Băi, fraților, băi, spre spargerea târgului. Băi, pe cine văd acolo în târg, mă? Băi, că e vorba aia, să întâlnește el munte cu munte, da, păi om cu om. Băi, pe albanez, mă. Băi, spre spargerea târgului, când se termine târgul, să plecăm acasă, știi, spre mașini. Băi, îl văd pe albanez, băi, în târg. Băi, cum l-am văzut, direct la el m-am dus. Auzi, Mohamed, când a văzut că mă duc spre el, imediat m-a prins. De aici, de mână, nu, zice, Adrian, să nu dai în el, zice, că-i gardă pe aici, zice, imediat te ia. Și tu îți dai seama, zice, că îți faci rău? Nu așa, zice, lasă-l. Băi, m-am dus la el, ce să... M-am dus la el, zic, băi, ce faci, mă, zic. Bă, zic, tu te ții de capul meu, zic, băi, ce treabă ai tu cu mine, zic, ce ți-am făcut eu ție, zic.
Spune-mi și mie, zic, ce ți-am făcut eu ție, dă-te țitul de capul meu. Ia uite, bă, albanezul nu zicea nimic, uite așa stătea și se uita la mine. Che, che quieres, făcea. Ce, ce vrei, che pasa, zice. Ce se întâmplă, ce ai tu cu mine? Bă, băiatule, zic, eu n-am nimic cu tine, zic. Ce ai tu cu mine, dă-mi faci tu mie denunție, zic. Care e treaba, zic? Care e treaba, zic? Ce treabă ai tu cu mine? Vrei să o rezolvăm? Hai să o dăm unul la unul, zic, să o rezolvăm, zic. Dacă ai vreo problemă cu mine, zic, eu n-am nicio problemă cu tine. Dar dacă ai tu probleme cu mine, zic, le rezolvăm. Spune-mi, ce probleme ai? Auzi, tu lasă-mă în pace pe mine. De unde știi tu că ți-am depus eu plângere? Bă, zic, știu 100%. Păi, zice, vrei să vinzi aurul cu 40 de euro? Da, bă, zic, îl vând și cu 50, cu cât vreau eu, zic, care e treaba ta? Păi, ăsta era de la, de-l interesa pe el ce face unul și altul. Deci nu-l interesa de el, păi îl interesa ce fac alții. Zic, care e treaba ta, mă, zic? Eu fac ce vreau, zic, tu faci ce vrei, zic, ce treabă ai tu cu mine? Hai, lasă-mă în pace, zice, du-te și vinde-ți aurul cu 40 de euro. Păi și să plece. Au ce spune Mohamed, îmi face semn, lasă-l. Lasă-l. Și marocanii ăștia lângă mine, Adrian, zice, lasă-l. Băi, l-am lăsat, mă. Băi, zic, îi dau vreuna, cine știe cum, mă ia garda de aici, zic, îmi fac probleme. Și auzi când mi-a spus Mohamed, lasă-l, că ne ocupăm noi de el, gata, zic. Îl halește ăștia. Și auzi, mă, un camaș. Băi, pleacă albanezul din târg, am plecat și noi. Băi, auzi ce îmi spune Mohamed. Zice, Adrian, lasă-l. Lasă-l, zice, că de acum ne ocupăm noi de el. Zice, dacă nu-l facem noi să țină minte toată viața lui ce a făcut, zice, uite-te încoace la mine. Și niciodată în viața lui nu o să mai facă așa ceva. Păi el crede, zice, că noi îl iertăm, a? Că l-a băgat pe ăsta, zice, pe arest și ți-a depus ție plângere, zice, denunție, el crede că noi îl iertăm. Niciodată. Niciodată, zice, nu-l iertăm. Hai să vezi. Băi, și ce-a făcut, mă, Mohamed? A vorbit cu un marocan să-l urmărească pe albanez. Băi, marocanul ăla numai cu așa ceva s-o ocupa. Deci spuneai la marocan, urmărește-l pe ăla? Băi, dar nu-l urmărea marocanul zi și noapte. Auziți? Dormea în mașină în fața blocului sau în fața casei unde stătea ăla. Băi, în mașină stătea, uite așa, stătea de capul lui și îl urmărea zi și noapte. Dar nu-ți spunea marocanul tot programul lui. Când pleacă, când vine, unde se duce, tot, mă. Bă, vorbește Mohamed cu marocanul ăla și l-a pus pe marocan pe urmele la albanez. Băi, fraților, băi, după câteva zile, ăștia doi marocani au fost arestați cu mine și cu arătare, băi, s-au ținut după el. Au primit informații de la marocanul la care l-a urmărit pe albanez, băi, și într-o noapte, 11 și ceva, 12 noapte, băi, s-au ținut după el. Și auziți, mă, băi, când a coborât albanezul din mașină, s-o ia pe o străduță să o ducă acasă. Băi, marocan în spatele lui. Băi, el s-a prins. S-a prins că e urmărit de marocani. Ce a zis? Cum intru acolo, bang, la întuneric, mi-o dă ăștia. Băi, uite așa a luat-o albanezul pe o străduță și ia-o la fugă, bă. Băi, și-a luat-o la fugă. Bineînțeles că marocanii după el. Băi, fraților, băi, fiți atenți aici să vedeți și voi ce s-a întâmplat, mă. Băi, albanezul fugea și marocanii în spatele lui. Băi, a intrat albanezul într-o casă părăsită. Cunoștea zona albanezul, vă dați seama. Bă, din casa aia părăsită a sărit gardul pe o altă stradă și a fugit într-o altă casă părăsită. Și de acolo a sărit gardul, băi, și a fugit pe un câmp până a ajuns la cimitir. Băi, când se sară gardul acolo în curtea cimitirului, auziți, mâncavași. Gardă beton, gardă înalt de beton, mă. Băi, s-a urcat pe gardă albanezul să sară gardul în curtea cimitirului și să fugă pe partea cealaltă.
Băi, când a scos unul dintre marocani, când a scos o macetă și auzi cum a pus ăsta mâna pe gardul de beton, sărise gardul, să ținea așa de gard. Băi, când a sărit și marocanul și când i-a dat cu maceta aia, auziți direct aici peste degete. Pum! Cu maceta, mă. Băi, i-a retezat degetele. Deci de aici i-a retezat 4 degete, mă, la albanez. Auziți albanezul? Oh, a început să țipe, să urle, vă dați seama, când a căzut degetele de acolo după gard, bum, în curtea la cimitir, acolo peste el. Și a văzut degetele jos, oh, a început să țipe, mă, albanezul. Lăsați-mă că nu mai fac, nu mai fac, zice, vă jur că nu mai fac nicio denunție, niciodată nimic. Lăsați-mă, iertați-mă, țipa albanezul, mă. Zice, a, să te iertăm, a? Ne-ai băgat, zice, ne-ai arestat pe toți, zice, să te iertăm. Eu, zice, am stat acolo, zice, dar m-am înghețat. Ui, frig, pare, v-am spus, frig. Am stat acolo, zice, și am înghețat din cauza ta. Păi ce ți-am făcut, mă, noi? Ție, zice, să ne faci tu halul ăsta, a? Băi, și l-au luat marocanii. Băi, și dă-i, și dă-i. Băi, l-au bătut marocanii. Auziți, unul dintre ei îi dătea cu maceta numai pe talpă. L-a descălțat. Băi, l-a descălțat și îi dătea cu maceta, cu tăiușul, pe talpă, băi. Pa, pa, pe tălpile la picioare. Ăla îi dătea acolo jos, peste el, albanezul lungit, marocanul peste el și ăla la tălpi cu maceta, bă, luase. Cu tăiușul. Bam, bam, bam. Băi, curgea sângele din albanez. Când au văzut marocanii că a rămas acolo jos, sânge lângă el și iertați-mă, iertați-mă, nu mai fac, nu mai fac. Băi, l-au lăsat marocanii, bă. Într-o baltă de sânge, acolo în cimitir, jos. Băi, fraților, băi, următoarea zi mă sună Mohamed și îmi spune: Adrian, vină cu ce zice la mine acasă. Uite ce s-a întâmplat. Băi, și mi-a spus Mohamed. Ăsta, zice, în viața lui nu o să mai facă așa ceva. Duceți-vă acum, zice, liniștiți, în fața acolo la Cas Converte, că ăsta în viața lui nu o să mai facă așa ceva. Și dacă se duce la gardă, zice, e halit. Zice, e mort. El e nebun la cap, zice, cum să ducă la gardă? Băi, avea Mohamed oameni, auzi, de-i spunea lui ăla, mirliți-l, mâncare la pești, gata. Ăla dispărea. Pentru câteva mii de euro, mă. Băi, marocani fără acte. Am spus eu, care veneau cu scândura, cu barca, din Maroc în Spania. Îl plăteai, dă-te-i câteva mii, vreau să dispară ăla. Gata. Mâncare la pești. Ce să duc albanezul, ca nebunit albanezul. Vă dați seama, după bătaia și ce a zis, dacă mă duc la gardă, mă omor ăștia. Și-a dat seama. I-a dat seama cu cine stă de vorbă. Zice, Adrian, acum duceți-vă liniștiți, zice, și faceți-vă treaba. De mâine ne facem prezența, zice, în față la Cas Converte. Bă, noi nu mai ieșeam. Nu mai ieșeam pentru că ăsta se pusese pe capul nostru. Și de câte ori ieșeam, ne făcea denunție. Cum ne vedea pe acolo, ne făcea denunție. Venea garda și ne lua. Și am zis, băi, hai să nu mai ieșim o perioadă până o rezolvăm cu el. Să-l luăm dracu după capul nostru, să scăpăm de el. Băi, fraților, sunt obsedați, bă. În lumea asta sunt obsedați. Nu-i faci nimic, dar în mintea lui, el își face un război întreg. În mintea lui. Tu nu-i faci nimic, dar el în mintea lui să ceartă unii. Să ceartă unii la el în cap, e zgomă, e gălăgie. Așa sunt unii oameni. Nu poți să-l iei altfel după capul tău. Încerci cu vorba bună. Încerci să vorbești cu el. Încerci să... Nu poți. Pentru că el ce are în cap, nimeni nu poate să-i scoată. Acum depinde de voi dacă o să dați o distribuire în forță la vlogul ăsta să ajungă cât mai departe. Eu încă o dată vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Dacă vă place ceea ce fac eu pentru voi, puteți să lăsați un like. Dacă vreți să mă salutați, ne întâlnim și în secțiunea pentru comentarii. Și bineînțeles, care distribuiți, aveți tot respectul meu. Eu vă spun numai bine, rău la nimeni și multă sănătate. Și țineți-vă bine să vedeți ce va urma în următorul vlog. Eu nu vă spun nimic. Doar atât vă spun că va fi bombă.
ca și până acum. Ascultați-mă ce vă spun. Fiți atenți la următorul vlog. Numai bine rău la nimeni și multă sănătate la toată lumea.